Nu este un secret că ceea ce ne încălzește de fiecare dată, chiar dacă afară temperaturile sunt mult sub 0 grade, este acel sentiment suprem care se numește dragostea. Anume pe motive de iubire, în ajunul zilei tuturor îndrăgostiților au cântat și au dansat tinere talente de la studioul muzical din Ungheni, Doremi. Aceștia au interpretat piese autohtone și internaționale, toate având mesaje de dragoste. Acest concert a fost organizat cu sărbătoarea care se apropie, 14 februarie, ziua îndrăgostiților, și deoarece la noi nu prea se organizează niciun eveniment, deci grupa mare Doremi a hotărât să facă un cadou, niște surprize muzicale, necătând la fric. Vreau să vă zic că dragostea nu are vârstă și e frumoasă în orice perioadă, așa că vreau să felicit toți îndrăgostiții, iubiți, să fiți iubiți și ca Cupidon să vie în casa fiecăruia. Tinerii interpreți de la Ungheni susțin că piesele de dragoste pe care le cânte au un farmec aparte, iar unii dintre ei îndrăgostiți nu au ezitat să-și felicite persoanele iubite cu ocazia Sfântului Valentin și Valentina. Dar tu ai iubite? Păi da, aș putea să spun că este. Dar o declarație de dragoste îi faci în direct? În direct? Păi ce, aș putea să-i spun că o iubesc enorm și este totul pentru mine. Deja aceste cuvinte spun totul. Ai o iubite? Ce întrebare. Am mai multe. Le aștept mesaj de dragoste în fiecare. Vă iubesc mult, mult. Sfântul și Valentin și Valentina, adică o zi în care toți perechile și adică totul despre dragoste. Deci acesta a fost și sensul principal al pieselor, majoritatea fiind despre dragoste, despre primul fior, despre această vârstă. Concertul prezentat de studioul muzical Doremi cu ocazia zilei tuturor îndrăgostiților a numărat în total 26 de piese de dragoste.